afirme și ascultă de loc. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm celor greșitori noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu Domnului, Părinte, binecuvintează! Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, binecuvintează din credere de lucrurile și pe semnii Tăi, că Sfânt ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim foarte mult! Salut încă o dată, doamnele și domnișoarele, salut pe domnii prezenți și vă mulțumesc că în această zi importantă din viața comunității Șimeoane ați ales să fiți alături de noi. În primul rând aș vrea să-i salut pe oaspeții noștri care au venit din afara granițelor țării, respectiv reprezentanții orașelor înfrățite din Ungaria, orașul Nirbato reprezentată prin domnul primar, orașul Sorvoș reprezentată prin domnul primar, orașul Albert-Tirșau reprezentată printr-o delegație de consilier local și nu în ultimul rând orașul Chișinău reprezentați aici de către sectorul cu care suntem înfrățiți râșcani. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp și ați ales să fiți astăzi alături de noi la această mare sărbătoare. Sigur că pentru fiecare comunitate, ziua orașului, ziua cetății, este un moment în care sufletele tuturor acelora care simt ceva pentru această comunitate se adună. Și mă bucur evident că de fiecare dată această zi importantă se amestecă oarecum cu un festival drag nouă, respectiv Festivalul Românilor de Pretutindeni la Fântâna Dorului, festival la care și în acest an participă 500 de tineri și copii români din România sau din alte țări, Ucraina, Republica Moldova și Slovacia în acest an. Eu mă bucur foarte mult că în acest moment în care orașul îmbracă haine de sărbătoare, această sărbătoare este marcată așa cum se cuvine. Șimleul este un oraș vechi și în același timp un oraș nou. Șimleul are 765 de ani și sigur, ca și cetățean al acestui oraș, evident, nu ca și primar peste nu știu câți ani, mi-aș dori și eu să sărbătoresc, nu știu câți o să am, probabil 80 și ceva de ani, să sărbătoresc cea de-a 800-a aniversare a orașului Șimleu Silvaniei. Și evident, cu speranța că la acea aniversare Șimleul chiar va arăta ca un oraș pe care îl iubește toată lumea și un oraș în care oamenii vin și vor veni cu mult drag. Pentru tot ce se întâmplă în acest oraș, evident că ar trebui să le mulțumesc cel puțin a sutelor de oameni. În primul rând ar trebui să le mulțumesc oamenilor de afaceri, pentru că, evident, pentru fiecare comunitate, motorul dezvoltării sunt oamenii de afaceri și societățile pe care le conduc, care produc un plus de valoare, care se reflectă, evident, și în bugetul localității respective. Șimleul nu este un oraș foarte bogat, dar ce este important, nu este un oraș foarte sărac. În concluzie, prin aportul substanțial al firmelor care își desfășoară activitatea aici, și evident al cetățenilor în proporție mai mică, pentru că majoritatea resurselor financiare vin din activitățile industriale, Șimleul reușește să se dezvolte. Și vreau să mă plec cu mult respect în fața dumneavoastră și să vă mulțumesc că reprezentanții importantelor firme din orașul Șimleu Silvaniei sunt astăzi aici și, sigur, aș putea să nominalizez persoanele, dar există riscul să uit pe cineva, așa că vă mulțumesc din suflet în numele Șimleoanilor pentru tot ceea ce faceți, pentru că
prin activitățile dumneavoastră, în primul rând, ridicați presiunea de pe umerii autorității publice locale, prin această plusvaloare pe care o dați, prin faptul că faceți ca în familiile din Șimleu să aibă un venit mai mare sau mai mic, așa cum este, este foarte, foarte important. Și din punctul nostru de vedere, eu și noul Consiliu Local ales și din acest punct de vedere chiar aș vrea să mulțumesc, pentru că văd că unii consilieri sunt foarte activi și deja încearcă să identifice oportunități de a atrage noi investitori aici, un lucru foarte important. Din punctul nostru de vedere, vom avea o deschidere maximă pentru tot ceea ce înseamnă investitori în orașul Șimleu Silvaniei, cei care deja, ca și șef de firme, ați avut tangență cu primăria și cu mine personal ca primar, știți foarte bine că din acest punct de vedere deschiderea este maximă. Sigur, din păcate, sistemul legislativ nu ne permite să facem poate întotdeauna ceea ce ne-am dorit. Dar tot ceea ce ne permite codul fiscal, vă garantez că pentru Consiliul Local și Șimleu Silvaniei va însemna un da hotărât. Evident că mă bucur în același timp că văd în această sală cetățeni de onoare ai orașului Șimleu Silvaniei, puțin la număr, în sensul în care, de-a lungul istoriei, orașul Șimleu Silvaniei a încercat să aprecieze pe oamenii care cu adevărat sunt legați de acest oraș și au făcut urme adânci în pașii pe care i-au făcut și și-au pus amprenta pe acest oraș. Și vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ați făcut, pentru ce faceți și ce veți mai face în continuare. Aș vrea să mulțumesc în același timp tuturor instituțiilor cu care noi, primăria, colaborăm. Aș vrea să mă bucur de un parteneriat și o colaborare extraordinar de bună cu armata, cu poliția și mă bucur să spun acest lucru pentru că, din păcate, au fost câțiva ani în care n-am putut să fac această afirmație. Mă bucur foarte mult că lucrurile dintre autoritatea publică locală, aleasă de către cetățenii acestui oraș și această instituție, au ajuns la o cel puțin stare de normalitate, aș putea spune mult mai mult. În același timp, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care dau această siguranță în fiecare moment al cetățenilor din Șimleu și nu în ultimul rând al Inspectoratului de Jandarmi. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți pentru oamenii acestei comunități, pentru noi, pentru oamenii acestei comunități, și vă asigur de tot respectul nostru. În același timp, vreau să mulțumesc tuturor instituțiilor care își desfășoară activitatea și în motivul în care aș putea să uit pe cineva, n-am să le înșir aici. Aș vrea să mulțumesc școlilor, pentru că să nu uităm, Șimleul este un oraș al școlilor, este un oraș în care își desfășoară activitatea peste 5.000 de elevi, copii de grădiniță, elevi de școli generale și liceu. Școala în Șimleu este o școală foarte bună. M-am bucurat în acest an să văd că pe lista, poate n-ar trebui să fac această afirmație, dar din păcate este un adevăr în România, cel mai important examen în România în această secundă este bacalaureatul. Îmi pare foarte rău că este așa, dar acesta este adevărul în acest moment. Dar m-am bucurat să mă uit pe lista de bacalaureat și să văd în primii 10 elevi ai județului Sălaj, 5 elevi din orașul Șimleu Silvaniei. Un lucru extraordinar. Mă întâlnim cu mult respect în fața lor, în fața muncii lor, în fața muncii profesorilor și nu în ultimul rând, în fața muncii directorilor acestor instituții de învățământ, cu care colaborăm foarte bine și eu cred că în acțiunile care se fac, acest lucru se vede. Aș vrea să mulțumesc în același timp organizațiilor non-guvernamentale sau oamenilor care pur și simplu se implică în foarte multe activități. Și aș vrea să transmit pe această ocazie un mesaj
S-ar putea să existe familii despre a căror suferință să nu știm. S-ar putea să existe copii care se, în acest moment se confruntă cu probleme pe care comunitatea locală nu le cunoaște. Cred că cel mai important lucru este să duceți acest mesaj spre comunitatea locală, pentru că vă garantez că, în general, șimleoanii sunt oameni foarte sufletiști, nu sufletiști, foarte sufletiști. Și așa, din puținul pe care îl au, întotdeauna știu să se aplece în fața acestor cazuri. De fiecare dată există oameni care fac lucruri foarte bune. Presa vine și pune pe prima pagină în ziar, toată lumea vorbește despre aceasta. Dar există și mai mulți oameni care fac lucruri foarte bune, care sunt necunoscuți. Oamenii care își pun sufletul pentru o anumită cauză și se implică, fără să-i pună nimeni, pentru că așa le dictează conștiința, pentru a face un lucru. Din păcate, în urmă cu, nu mai știu, 2 săptămâni sau când a fost, s-a întâmplat un accident la ieșirea din Herecream, în care 15 oameni, 18, 13, câți au fost, au fost într-un moment de dificultate. Spre, nu știu, tristețea noastră că a avut loc evenimentul, bucuria noastră că spiritul civic care s-a pus acolo în evidență a fost și sufletul oamenilor care au acționat acolo, au arătat că totuși nu suntem într-o lume pierdută. Suntem într-o lume în care mai există oameni cu suflet, oameni care se implică. Și m-am bucurat în același timp să aflu, și probabil asta este un mesaj și pentru presă, probabil presa va afla acum despre acest lucru, că 3 șimleoani care întâmplător au trecut pe acolo, 4 șimleoani care întâmplător au trecut pe acolo, au fost primii care au intervenit în a salva viețile oamenilor care au fost prinși în acest accident. Și eu cred că este un moment foarte important să le mulțumesc eu în numele comunității șimleoane și din acest punct de vedere i-am și invitat aici și m-am gândit să le acordăm o diplomă absolut modică pentru acest gest extraordinar pe care l-au făcut. Și am să îi invit în fața dumneavoastră diplomă de excelență pentru contribuția și eroismul de care au dat dovadă în a salva vieți omenești aflate într-un moment de cumpănă și lipsite de ajutor, victime ale unui grav accident de circulație. Acest gest îi înnobilează ființa umană și îi conferă un bine meritat titlu de cetățean de bază al urbei noastre. Îi invit pe rând în aplauzele dumneavoastră pe domnul Bana Gheizon. Tot pe domnul Bana Gheizon, care este fiul dânsului, cred, nu? Pe domnul Stat Mario Vidiu. Și spre norocul lor, această echipă a existat și un medic. În concluzie, îl invit să ridice diploma și dacă vrea să transmită un mesaj, îl rog să o facă, pe domnul doctor Manabian. Vă mulțumim, domnule doctor. Sigur că această idee a dumneavoastră de a duce mesajul acesta și de a ști să intervenim în momentele cheie sunt foarte importante. Iar ideea dumneavoastră de a dezvolta prin anumite asociații aceste lucruri în școală, cred că este foarte binevenită.
doamnelor și domnilor, pentru fiecare conducător, fiecare primar din această țară, probabil din această lume, cel mai important lucru este să câștige alegerile, evident. Dar vă garantez că cel mai important lucru este să recâștige alegerile. Și din acest punct de vedere aș vrea să mă aplec cu mult respect în fața tuturor șimleanilor care au apreciat că ceea ce noi ne-am străduit să facem în anii care au trecut a fost pe un trend ascendent. Și rezultatele pe care eu le-am obținut în 2004, 2008, 2012 și 2016 se plasează pe același trend ascendent. Și vreau să le mulțumesc foarte mult pentru aceasta. Evident, vreau să le mulțumesc și colegilor, pentru că și dacă în 2004 mi-am imaginat când am câștigat primăria că sunt foarte deștept și foarte apreciat, este un lucru foarte fals, pentru faptul că nu poți să faci nimic fără echipă. Și echipa mică pe care am avut-o în 2004 și mare pe care o avem acum, a reușit să facă diferența în acest oraș. Eu le garantez tuturor celor care au avut încredere în noi că această încredere pe care au avut-o nu a fost în zadar și mă bucur să avem o echipă în Consiliu foarte bine pregătită care cu siguranță va aduce acest plus de valoare de care are nevoie și Șimleu. Consilierii care au mai fost în celelalte legislaturi știu foarte bine că relația dintre mine ca și primar și ei ca și consilier a fost una foarte corectă. Și așa va fi și în continuare. Din punctul meu de vedere, oamenii care au avut altă opțiune în acest oraș decât eu ca și primar sau partidul pe care îl reprezint în Consiliul Local, sunt șimleoani și sunt oameni care merită tot respectul nostru. Și în același timp, oamenii care îi reprezintă în Consiliul Local merită tot respectul nostru. Și fac și cu această ocazie, așa cum am făcut-o la constituirea Consiliului Local, un îndemn către consilierii locali care nu fac parte din echipa mea să se implice pentru dezvoltarea acestui oraș, pentru că nimeni nu își va permite și nu va fi atât de nebun încât să obstrucționeze un proiect pe care dumneavoastră îl puteți dezvolta pentru acest oraș, evident, în favoarea acestei localități. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc și altor persoane care întâmplător se află în orașul nostru, în aceste momente, și au ales astăzi să fie aici alături de noi. Și după toate acestea, cred că ar fi cazul să, dacă am uitat ceva, îmi cer scuze, am și eu emoții, și dacă sunt a 13-a oară în această poziție, dar am și eu emoții, pentru că nu-i așa emoțiile, până la urmă sunt omenești. Aș vrea să dau acum cuvântul reprezentanților orașelor înfrățite și o să încep în ordinea care sunt în stânga mea, odată pe domnul Livi, pe domnul primar al orașului, noul primar, și felicităm cu această ocazie al orașului Nilbator, al orașului înfrățit, domnul Mate Antal, să ne spună câteva cuvinte. În numele Consiliului Local al orașului Nilbator, vă salut cu mult drag. Köszöntöm a megjelent képviselő urat, a polgármesterot, a polgármesterot. Salut pe domnul deputat, pe domnul primar, pe domnul viceprimar. És minden kedves vendég. Și toți cei care participă la această activitate. Fontos, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket, akár kultúrában, sportban, oktatásban, gazdaságban, ahol a települések együtt tudnak működni. Este important să găsim domeniile de activitate în cultură, sport, dar și în economie, unde orașele, unde localitățile înfrățite pot colabora.
ismerjük az ott élő kultúráját, történelmét, hagyományát. És dacă cunoaștem obiceiurile, tradițiile locuitorilor din orașele înfrățite. Úgyhogy ennek szellemében éppen ezért szeptemberében én az egész polgármesteri hivatal valamennyi dolgozójával egy hétvégére el fogok látogatni ide Szilágysomlyóba. Tocmai din aceste considerente am planificat ca luna septembrie cu toți angajații primăriei din Nirbator vom face o vizită în orașul și în Silvanie. Két települést összeköti a történelme, összeköti a jelenet. Cele două localități sunt strâns legate de istoria lor, de prezentul. És én azért fogok dolgozni, hogy a jövője is összekössen. Și eu voi lucra pentru faptul ca și viitorul celor două localități să fie strâns legate. Ezért fogok dolgozni. Köszönöm. Pentru aceasta mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule primar. Mă bucură această inițiativă a dumneavoastră să veniți cu reprezentanții primăriei de acolo. Dacă cumva o să veniți chiar în 6 septembrie, să știți că e ziua mea și putem să facem și o petrecere cu această ocazie. Da, îl invit pe reprezentantul orașului Sorvoș, respectiv domnul primar Bobac Mihai, să ne spună câteva cuvinte, un primar de... Nu mai știu de câte mandate, dar cred că are vreo 5-6 mandate. 5. Isten éltesse, kedves Szilágysomlyót! La Bozán, dragi Simloan! És születésnapja van, a városnapja az mindig egy születésnap is. Szélre orrásul, hogy tudjam már reprezint praktik ziua de mástere a mai lokalitás. Mint polgármester úr szavaiból kivettem, ünneplik a választás eredményét is. Cum am înțeles din cele spuse de către domnul primar, astăzi sărbătoriți și rezultatele alegerilor locale. Mind a két eseményhez engedjék meg, hogy nagyon sok szeretettel és tisztelettel. Amândouă evenimente dați-mi voie că cu mult drag și cu mult respect. Köszöntsem Önöket egy alföldi kisváros szarvas polgárai nevében. Să vă salut în numele unei orășel mic din Pusta Maghiară, orașul Sorvos. Kedves ünneplők, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy elmondjam azt Önöknek, hogy amikor én Szilágysomlyóra gondolok és itt járok, akkor egy olyan település képe jelenik meg előttem, ahol a kisebbség és a többség régóta békességben és közmegegyezéssel tud élni. Ritkaság ez manapság a világ. Tátszom, hogy szabad spunk különlegődés, lássam reu Szilvániai, vădem fața ochilor un oraș unde majoritatea și minoritatea conviețuiește în pace și în relații bune. Engedje meg, milyen tisztelt polgármester, hogy gratuláljak, mert nem sűrűn fordul elő a világban, hogy valaki 75%-kal nyeri meg az újbóli megbízatását. Dátszem, hogy a domnule primar să vă felicit, pentru că lumea asta rar se întâmplă ca cineva să câștige alegerile cu 75%. És biztosítom, polgármester úr, ami eredményhez gratulálok, biztosítom önt arról, hogy Szarvasvárosra számíthat. Vă asigur, domnule primar, că puteți conta pe orașul Sorvos. És biztosítani arról szeretném, hogy nagyon fontos az összefogás is. Egy ember, csak egy ember. Și vă asigur că este foarte bine să fim împreună pentru faptul că un om este un singur om. Ha munkájához partnereket keres és szövetségeseket, akkor sikeres lesz a következő ciklusa is. Pentru o muncă eficientă ai nevoie de parteneri, ai nevoie de oameni care te ajută. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, a mai ünnepnap kapcsán engedjék meg gratuláljak az Önök békés és szép és fejlődő városához, polgármester úr megválasztásához, és a képviselőtestetnek pedig sikeres ciklust kívánok. Sok sikert a munkájukban, egy szép kisváros
fejlődéseinek. Dați-ne voie să vă fericiți și să urești și consiliul local o activitate rudnică care să conducă la dezvoltarea orașului și meu Szilágyi. Kérem a Teremtőt, örködjön Szilágyi fejlődésén és békességen. Istenedeseket és mindenünket. Rog pe bunul Dumnezeu să aibă grijă de dezvoltarea orașului și meu Szilágyi și la mulți ani pentru Dumnezeu. Mulțumim, domnule primar, și cel mai tânăr oraș cu care suntem înfrățiți, care am avut bucuria să și semnez actele de înfrățire în 2004, reprezentantul orașului Albert Hirschol, invit pe domnul consilier Sioche Caroi să ne spună câteva cuvinte. Vă salut cu mult respect pe toată lumea. Aș vrea să-l felicit pe domnul primar pentru succesul obținut la alegeri. Și doresc mult succes consiliului local, care am convingerea că va lucra în folosul orașului. Dați-mi voie să-mi cer scuze că nu am reușit să mă schimb. Vreau să vă transmit salutările din partea primarului orașului Albert Hirschol, domnul Fozekas László. Consider că acest oraș are nu numai trecut și prezent, dar are și un viitor strălucit. Și cum au zis alte vorbitorii mei, nu vreau să accentuez și mai mult. Cred că dacă cele două comunități, comunitatea majoritară și comunitatea minoritară, reușește să fie împreună, cred că orașul în această situație va avea un viitor pentru care pot fi mândri toți. Sunt consilier local de 9 ani și de atunci de fiecare dată vin cu mult drag în orașul Șimleu Szilágyi. Văd dezvoltarea continuă a acestui oraș. Și înfrățirea comunităților de aici, din acest oraș. Și pentru aceasta, din partea Consiliului Local din orașul Albert Hirschol, în numele meu personal, vă doresc succes și cer ajutorul lui Dumnezeu să aibă grijă de Szilágyi. Mulțumesc! Și pentru că ați ascultat mesaje de la primari și reprezentanți ai orașelor din Ungaria, din Uniunea Europeană, Șimleu Szilágyi este înfrățit și cu sectorul Râșcan din Chișinău, niște oameni foarte dragi nouă, niște oameni care întotdeauna când ne ducem la ei își pun sufletul pe masă, niște oameni foarte patrioți, probabil că aș vrea să învățăm și noi, cei care am devenit întâi, poate s-a urcat democrația mai mult decât trebuia la cap, să nu uităm niciodată pământul pe care l-am născut, limba pe care o vorbim,
La ei acest lucru este acasă. Și înainte de a invita pe doamna Irina Ciupac, care reprezintă Pretura Chișinău, să ne spună câteva cuvinte, am să le spun că le doresc și eu să intre în Uniunea Europeană, pentru că este foarte bine să fiu în Uniunea Europeană, dar este foarte important și cum intri. Este important să intri în poziție de drept, nu în genunchi. Și eu asta îi doresc Moldovei. Sigur, am și o altă dorință pe care o să spun în momentul potrivit. Eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți în această relație. Dacă relația noastră cu Chișinăul a fost pornită și întreținută de către Valeriu Chiber, în stânga mea, prin ansamblul folcloric Moștenitorii, am reușit ca la un moment dat să semnăm relații de frățire cu acest sector. Și încă o dată vă spun că sunt niște oameni extraordinari, niște gazde extraordinare, niște oaspeți extraordinari și niște români adevărați. Eu vă mulțumesc pentru tot ce faceți și pentru tot ceea ce, pentru acest foc pe care îl întrețineți în această legătură. Sigur, privit așa, oarecum, din lateral, pare puțin nepotrivit ca o capitală a unei țări, un sector al unei capitale a unei țări, să se înfrățească cu un oraș mic ca și Chișinău, Silvania. Dar în toate aceste lucruri, cred că cel mai important lucru este să se găsească sufletele care, care se apropie și fac lucruri bune. Și acest lucru s-a întâmplat în relația noastră cu ei. Poftiți, doamna Irina! Bună ziua! Să știți că nu există întâmplare. Există o invizibilă mână a destinului care vede fiecare ce e cel dat. Moment în care țin să menționez că cu adevărat relația de colaborare pe care o are sectorul urșcan al municipiului Chișinău, cu orașul și îmbrău Silvaniei, a pornit firesc, asemenea unui zbor. A pornit într-o prietenie frumoasă a copiilor, de aici, de la Clubul Copiilor, și a celor de la ansamblul etnofolcloric modern, Moștenitorii. După care au urmat și cei din domeniul administrației publice locale să semneze o înțelegere de colaborare. Înțelegere care a fost apoi dezvoltată pe domeniul de învățământ preuniversitar. Pentru că anual, copiii de la Chișinău au ocazie să participă la concursul interjudețean de matematică Teodor Topan. Un concurs pe care l-au îndrăgit, un concurs care îi motivează să învețe și mai bine de cum o făceau până acum. În acest context, vreau să transmit din partea colegilor de cadrul Pretului Sectorului Râșcani, din partea domnului pretor, domnul Tudor Călugăreanu, felicitări primarului pentru testul electoral pe care, noi cu certitudine știam că va fi unul pozitiv, să vă felicit pe toți cei care ați făcut o alegere corectă, o alegere înțeleaptă, și să vă spun că suntem dispuși pentru o colaborare în continuare, să dezvoltăm exact așa cum am început-o. Firesc, prietenește și cu bună voie. De fiecare dată revenim aici la Șembeu Servanii și de fiecare dată mai avem loc pentru a învăța ceva de la dumneavoastră. Fapt pentru care vă mulțumim. Și nu în ultimul rând o să-l invit să ia cuvântul pe deputatul Colegiului Chișinău Silvaniei, domnul Lucian Bode. Domnilor primari, dragi oaspeți, doamnelor, domnilor, îmi revine onoarea să închei seria cuvintelor frumoase adresate la moment de sărbătoare șimleoanilor. Pe 23 iunie, în această sală, în momentul în care se constituia Consiliul Local și depunea jurământul în fața Consiliului Local, domnul primar Ștefinu Țurcaș, pentru a patra oară, am transmis un mesaj care îl consider important să fie transmis și într-un moment de sărbătoare, în sinteza lui. Spuneam atunci, și cred în ceea ce spuneam, de aceea repet și azi, este o certitudine faptul că administrația locală
administrația șibleoană este un exemplu pentru administrațiile din județul nostru și nu numai din județul nostru. Este un exemplu de bună guvernare locală, un exemplu de colaborare între mediul economic, între instituțiile importante și administrație în interesul șibleoanilor. Rezultatul acestei colaborări îl vedem azi în Șibleu Silvaniei, un oraș frumos, un oraș modern, un oraș în care este drag să vii. Azi, la cea de-a 765 aniversare, cred că Șibleul, prin ceea ce s-a spus aici și ceea ce se întâmplă în aceste zile, mai adaugă un element la acest argument de bună guvernare și de exemplu pentru comunitățile din Sălaj și din România. Am văzut azi aici, în fața noastră, câteva motive pe care cred că merită să le reținem. Faptul că se fundamentează o relație extraordinar de corectă între trei instituții importante, și mă refer aici la școală, la biserică, la armată, între aceste instituții și administrația locală în interesul șibleoanilor, existând o astfel de relație corectă, cred că nu poate să facă decât să asigure liniștea de care, și siguranța de care au nevoie toți cetățenii acestei țări și șibleoanii cu siguranță. Faptul că azi am văzut că organizatorii, domnul primar, a considerat important să-și cinstească eroii, pentru că cei patru șibleoani, pentru noi, sunt niște eroi. Merită, de asemenea, să fie subliniat și dat ca exemplu pentru alte comunități. Sigur, nu în cele din urmă, exemplu, ar fi foarte multe, m-am rezumat la trei, faptul că suntem la 16-a ediție a unui festival internațional la Fântâna Dorului, faptul că șibleoanii, administrația șibleoană, înțelege să-și promoveze valorile adevărate, folclorul, tradițiile autentice, este de asemenea un element care mă îndreptățește să spun ceea ce cu ce am început, și anume faptul că Șibleul este de departe un exemplu pentru toate administrațiile din județul nostru și din țara noastră. Pentru toate aceste lucruri, eu vă felicit, vă doresc tuturor celor care sunteți oaspeți ai Șibleului azi, să le veniți cu mare drag, cu plăcere, sunt convins de acest lucru, în orașul Șibleu Silvaniei, să petreceți cu drag aceste zile aici, la Șibleu Silvaniei, și nu în cele din urmă, pentru că suntem la un moment aniversar, doresc din suflet la mulți ani tuturor șibleoanilor. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule deputat. Pe final, vreau să mulțumesc presei care întotdeauna a fost alături de evenimentele care s-au întâmplat și în mod special reprezentantului nostru, respectiv domnului Marin Ștefan, care este și dânsul una dintre persoanele neimplicate decât din dorința de a lăsa urme în istoria acestui oraș. Este omul care scrie tot ceea ce se întâmplă în orașul Șibleu Silvaniei. Fiecare eveniment, fiecare lucru bun sau rău care se întâmplă, cu ajutorul domnului Ștefan, generațiile viitoare vor avea aceste lucruri scrise și lăsate ca și amintire. Și, evident, și MUG-ul are o colecție foarte importantă din istoria acestui oraș și probabil că, la un moment dat, vom reuși să le punem în valoare pentru a putea beneficia mai multă lume de toate aceste date, care sunt istorie, până la urmă, pentru orașul nostru. Și cum am putea avea mai frumos decât ciocnind un pahar din cea mai bună șampanie care se face, fără lipsă de modestie, cei care au gustat-o știu că este adevărat, nu este doar spiritul acesta local și sufletul local, este pur și simplu cea mai bună șampanie de Silvania și sperăm că fabrica noastră va redeveni mai mult decât ce a fost odată. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru
că ați participat. Am să ofer câte o atenție musafirilor noștri care sunt veniți de afară și o să invit să ridice atențiile pe domnul Antal Mate, primarul orașului Ierbator. Pe domnul Neime Totilo, viceprimar orașului Ierbator. Pe domnul Bobac Mihai, primarul orașului Sorvoș. Tot din orașul Sorvoș, domnul Chișotilo, consilier. Pe domnul Suche Caroli din orașul Arbetirșon. Pe domnul Erde Ișvan, consilier tot din orașul Arbetirșon. Vorbește și românește. Pe domnul Lehe Laszlo, consilier din orașul Arbetirșon. Apoi pe Irina Ciupac din Chișinău. Domnul Sergiu din Chișinău. Și pe domnișoara Anastasia, tot din Chișinău. Vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm să ciocnim un pahar de șampanie.